Bună seara și bun venit la Sfârcast, un podcast de întărit oamenii mari cu Raul Geba și Constantin Boșog. Să ne bucurăm împreună de această seară care are o aureolă magică. Da, este mai amuzat foarte puternic cu această... Cu acest joc de cuvinte. Jocurile de cuvinte, știi că sunt boala mea. Da. Dăm patima jocurilor de cuvinte. Am, câți bani ai pierdut până acum la jocuri Am... de cuvinte? Am pierdut milioane, milioane de neuroni și milioane de urmăritori care au fost... Uh. Da? da? Și au fost, au fost femei care s-au despărțit de tine după niște jocuri de cuvinte foarte proaste? Da, mai ales că eram de la care promiteam, nu mai fac, nu mai fac, nu mai fac eu, știi? Oh. Și erau... A, știi? Nu, da. nu, nu puteam să mă abțin. E greu. Bună seara, doamnelor și domnilor, episodul 34 din Somcast. Uh -huh. Suntem... Uh aici unde înregistrăm în această seară suntem într-un loc foarte special într-o sticlă de șampanie da mm -hmm. într-o sticlă de Dom Perignon de la 1874 de la 1874? da, 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 ne-a fost destul de greu să intrăm aici dar suntem pe cale să fim deschiși mie asta îmi place să, de asta îmi place să fiu în această, în această sticlă de șampanie pentru că am, am fost atât de închis am... am stat atât de mult închis încât e timpul să, să ne deschidem. Tu îți dai seama ce senzație o să fie când după, de la 1700, 1874 câți ani or fi matematică. Da. Am stat acolo în mediul ăla plin de dioxid de carbon și de alcool și acum vom fi expuși la oxigen pentru prima dată. Da, după 146 de ani. <laughs> <laughs> după 146 de ani mă abia aștept să, sunt foarte curios și ce ocazie va fi asta în care vom fi desfăcuți Ia să vedem, ia să mă uit așa pe, pe, din sticlă să mă uit. E ceva. Oh, ok. Este o întâlnire masonică. Mm. Suntem într-un templu masonic. Dar ce ciudat este o întâlnire de doamne masoni. Ma da. Este doamne. divizia feminină a masoneriei. Nici nu știam că există așa ceva. Nu dar... să cred. Este parcă sunt uh, din tribul de amazoane. Mm -hmm. Amazoane. Amazoane. Ah, iarăși am făcut-o. Am... Nu pot. Deci iar joc de cuvinte, da. da? Amazoane. Uh... Deci ce se aude prin sticlă? Văd că se face uh, toastul? Da? Se pă face toastul, nu? Toastru, da, toastru. și acum? Opa! <tiind> sta, <tipă> Nu-mi vine <tipă> oh, doamne, ce bine e! Oh Wow! Oh. Sunt luat în gura unei șefei masoane! Tanti Lucica! Tanti <tipă> Lucica, asta e partea frumoasă de la de la masoanele astea, pentru că și-au păstrat nu au statut de șef mason sau da. știi, n-au ranguri. Um, e diferența între e... masoneria la bărbați, că masonii sunt știi, puse în funcție cheie, este directorul de la nu știu ce. Da. La masoneria feminină sunt secretarele. Pentru... Secretare și femeile de serviciu. Ele dețin adevărata putere, ele da. știu toate secretele. Ce, crezi că șeful trimite el mail-urile sau face el programările sau știe cu cine? Nu. Tante Tinuții care spală geamurile de la, din mega clădirea corporațiilor lumii, Ia ce crezi că face acolo? Crezi că numai spală geamuri? Nu. Băi, hai să fim Controlează. Seriși. Controlează, Asta intră în Excel urile de pe toate laptopurile, știe toate parolele. Gândește-te un pic, domnul Mason are cu ce să aibă la mână pe Tinuții? Nu. Dar tanti nu-ți știe ce amant are asta, pe unde ține banii ascunzi. Sunt agendele tuturor amantelor și ea are xeroxuri după toate agendele respective. Ce Despre ce vorbim? Este Amasoanele astea sunt. ce să mai? Sunt trecute prin ciur și prin dârmol. Doamne, cât, cât, știi că prima oară am auzit expresia asta în sketch-ul ăla cu vin și Și eu, și eu. Și când am auzit, am, am, ciur știam cuvântul, dar am... Dârmol. Ce este ăla? Eu nu am crezut știu. că zice dârmoz. Dârmol. Nu, nu, nu știu. Nu în continuare, nu? Nu, dar îmi place atât de mult. Eu nici ciur nu știu ce înseamnă, <laughs> dar îmi place, îmi place mai mult decât... Adică îmi place expresia asta mai mult decât că e uns cu toate alifiile știi că făcea reclamă Florin Piersic, care mi se pare că e uns cu toate alifiile, făcea reclamă la o alifie, la un unguent. Da. Bun. De, de stai, încă îmi place și mie acum asta cu uns cu toate alifiile. Da. În sensul alifie chinezească sau ce? E bine să fii uns cu toate alifiile? Sau, Ei. eu cred că poate se referă și la faptul că ești linos. A, e ești posibil, cam uns cu toate da, alifiile. Ești cam suros, așa. Dar în ce înseamnă că ești uns cu toate alifiile? Adică ești trecut prin viață. Asta înseamnă. Mm -hmm. Asta înseamnă nouă expresia. Și ești uns nu, cu toate. Nu, eu cred că nu înseamnă gen ai toate gradele sau ceva din Ești... Ești suspus ceva din asta. Da, asta înseamnă. Bă, nu știu. Nu putem discut. să. Nu, hai să nu facem asta. Ce deci ar însemna să informăm oamenii și nu despre astea, asta e da. somca Da. Sunt este despre ce vrem noi, dar nu despre informații. Da, chiar de mult n-am mai folosit cuvântul alifie. <laughs> Să de când te-ai dus ultima pentru dată că de la, la, la farmacie. Și să rămână aveți cumva o alifie pentru creme? Pentru că la tine, acasă, nu sunt alifie, sunt creme naturale da. pe bază de uleiuri esențiale. <laughs> da, da, da. Dar sunt alifii, practic. Sunt alifii. Uh, episodul 34 din SOMCAST vă invităm să intrați pe grupul oficial Somcast, să postați acolo păreri, feedback, ce vreți voi. Memeuri, glume exact, uh... Hai să facem și noi să fim mișto ca la alții. Hai să fie. Da. Vă rugăm. Hai, adică, hai, și știi hai, care e partea merităm. plăcută? Că noi nu facem asta în fiecare zi sau în fiecare oră dar ne mai uităm așa la cifre și al nostru e mult mai bun decât cine știe ce. <Promised> <mission> hai să o dăm pe față până la urmă, să o dăm pe față. Suntem mult mai, adică avem mult mai, multe mult mai multe vizualizări decât la cine știe ce. Nu avem. La măcar să, nu e adevărat. Nici măcar m -n, m -n... Dar hai să o luăm mai Cine știe ce e bun pentru creier, să ca să bun pentru suflet. Da. Hmm. Da, da. Și uite ce au făcut. Adică e comunitatea aia de oameni care au făcut o grămadă de chestii și au pus pălăriile alea din aluminiu pe cap. Și la noi. Exact. N-ați făcut nimic, frate. nici nici, nici nu. Un Fenart am avut, literalmente. Da, un Fenart. Vrem și noi un tricou alb, eu de mărimea XL pentru Raul și M pentru mine, și scrieți pe el să am cas cu carioca. Măcar atât. Măcar atât. Și trimiteți-mi-l acasă. <coughs> trimiteți-ne... măcar faceți o poză și puneți pe grup. Da, puneți o poză și atât, atât, atât vrem. Nimic, nu cere mult. Episodul acesta este sponsorizat de dușmanul tău. Dușmanul tău a dat bani, nu, dușmanul tău, da, dușmanul tău.ro este un serviciu în care dușmanii tăi dau bani ca să arate că au mai mulți bani decât tine și avem un mesaj de la dușmanul tău. ne. <sus> <sus> ne, 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 eu am apărut ca și tu n-ai apărut. Da. Vă mulțumim foarte mult sponsorului nostru, Dușman, dușmanul tău.ro, care e un site foarte frumos de apreciere, dar din altă parte. Nu... De ce atâta să dăm cu... O... Uh, ură în du du dușmani, când putem să uh, facem, le facem în ciudă, făcându-le dedicații în... Apropo, pe dușmanul tău.ro poți să faci și dedicații prin manele, dar e un pic înfăcută și acum e un serviciu nou prin podcasturi. Excelent, Excelent! Mm, spunem Hai că fără treabă, că deci ai o idee foarte bună. Adică, dacă ai avea un dușman, bună. vreau să-ți vizualizezi dușmanul, uh -huh. ce mesaje ai trimite tu prin dușmanul tău.ro? A... I-aș trimite dușmanului meu. Doamne, doamne. O să sper să nu asculte nimeni. I-aș trimite o poză cu copiii mei. Uite, uite, doamne. Dar știți la cine mă refer acum, dar nu e dușmanul meu, pe bune, chiar nu e. Dar să zicem că. că... Ce? <laughs> bă chiar un dușman hai să mă gândesc la un dușman mă gândesc la adică singurul dușman pe care aș aș putea să-l văd a fost un vecin pe care l-am avut la, în Cotroceni Așa. unde am stat și era vecinul meu de la etajul 1 mamă și lui ce pot să-i trimit pot să-i trimit un, un deodorant pentru că mirosea foarte foarte urât și trimit așa cu mesajul mai spală-te. Deci îmi trimiți cu mesajul mai dă-te cu ăsta? Mai dă-te cu asta, da. <laughs> o să fie confuz, dar asta nu e un săpun. Asta e un... Cum? cum adică să mă spăl cu aluminiu? Hm. Da. Da. Dar foarte mișto sponsorii noștri, sponsorii noștri și vrei să zic ceva? Eu am continuat cu sponsorul nostru care chiar e, mm -hmm. cu perfect fit. Și mă duc la sală, merg, este antrenorul meu personal și masor. Da, și, și Alex personal. se duce și toată lumea. A, poate, cred că trebuie să vin și eu deja. Tu când te duci dimineața? Eu mă duc, da, fac de două ori pe săptămână și ca să-mi corectez postura. Aaaa. Pentru că merg ca un gibon. Bă, dar e foarte bun, te, te combină. Bă, zici da, că da e... te combină la asta, că bă, nu stă bine cu chestia aia. Andrei probabil ne auzi acum și să știi că ești un mare combinator, dar faci treabă bună. Da. Că și mie mi-a zis, bă, da, și tu dacă ai avea în trei săptămâni, dacă ai face, ai face mușchi, știi? Și mi s-a prizit așa un pic. Oh, eu Mamă, te... dar da? eu pentru, ți-am zis, am, am postura asta de orangutan și care cred că orangutanul stă mult mai drept decât stau eu. <laughs> Și îmi cer scuze, urangutanule, care asculți acum și te simți ofensat. Îmi pare rău pentru toți urangutanii care se simt ofensați, dar vreau cumva să eu corectez înțeleg că, postura. Eu nu cred că asta trebuie să faci trebuie să faci doar să ajungi la fel de bun ca orangutanul în celelalte privințe, gen să poți să mergi prin copaci, așa, știi? Deci de da. corecta postura, dar antrenează-te să fii mai orangutan de atât, pentru că tu acum ai postura unui orangutan, dar nu ai forța. Nu am și nu am calitățile, nu am abilitățile unui orangutan. Chiar ar fi super tare să te cațeri și mai ales să stai cu picioarele așa, da, știi? Să da, da. stai în mâini. Să de, stai a de o cracă și să cu picioarele să desfaci o banană pe care o să o mănânci. Extraordinar. Și sunt un om, pur și simplu. Adică mi-e e greu să desfac o banană. <coughs> și plus că sunt genul ăla de om care desface banana greșit. Știi? <coughs> Stai puțin, care este modul corect și care e modul păi, greșit? modul corect este să desfaci banana de la țâmburușul mai lung. De ce? Așa mi-au zis femeile. Așa, mi așa am văzut la femei și ele sunt superioare și am fost... A, deci eu, am, eu desfac din partea cealaltă. Știi? Nu există niciun... Asta este o propaganda a Să fie asta? Este 100% adevărat. Nu există un Tanti mod Lucica, corect. Lucica, bă, știam eu. Te-a păcălit. M-a păcălit. Bun. Um, hai, hai să începem. Hai să începem, da, cred că a fost destul de entertaining până acum, dar. Mm -hmm. Hai să-i adormim. Mă gândeam oameni. să. Uh, știi ce este foarte boring și foarte adormitor? Istoria. Și mă gândeam să facem ca un fel de documentar audio uh, despre istoria unui lucru. Da? Uh, evident, noi nu știm nimic despre acel lucru, dar hai să facem istoria origamiului de la origini până în prezent. Ce părere ai despre chestia asta? Eu, vrei să zic ceva? Hmm. Chiar mai chiar mai prins pe subiect. Te-am prins pe subiect? Da. Eu știu foarte multe lucruri despre origami. Nu oregano. Ah, scuze. <laughs> nu e oregano? Nu, nu, nu e ah, origami. E, Ce da. Na, ok. Ok, Poate okay. fi ce vrem noi. Bun. Da. Uh, când a fost inventat, când a apărut prima oară ori, ori, origami? Când? Origami a apărut la 100 de ani după uh, invenția celulozei, invenția hârtiei. Uh -huh. Pentru că toată lumea știe că origami se face din hârtie. Uh -huh. La 4500 înainte de. de Hristos putem, celuloza. Și ok. Nu exista celuloza deja în copaci? După descoperirea sintetizarei. No? Da, da, da okay, exact. Da. Mm -hmm. În 45... anul 1400 înainte de Hristos și 2433 înainte de un om care s-a născut mai devreme de Hristos. Uh, Mircea. Mircea. Mircheia. Mircheia, -aș uh, așa Din uh, fosta Grecia antică. Uh, <laughs> Actuală FCSB. <laughs> așa. Uh, oamenii au uh, manipulat hârtia. De, uh, pentru ce au făcut hârtia? Pentru hârtia că... a fost făcută în primul rând ca să o creponeze și să nu mai folosească frunza. Uh -huh. Și după ce... S oricum, se știe că la acel moment, cum sunt la absolut toate tehnologiile noi, au fost niște oponenți care au fost, de ce fac folosesc chestia asta sintetică când sunt frunze? Au fost da. oameni care au zis că îți dă... Uh, cancer la fund dacă folosești hârtie și a fost un backlash destul de mare. Bineînțeles și mulți, mai ales cei care voiau să scrie pe hârtie, au fost huiduiți, huliți de cei care foloseau plăcuța. Uh -huh, era da. Cum să scrii pe așa ceva? adică Sunt industriei întregi, vânză, vânzători de plăcuțe, făcători de plăcuțe care o să intre în faliment și vor rămâne șomeri și da. va fi... Uh... Și totuși reprezenta istoria până uh -huh. la urmă. Plăcuța era... Pe plăcuțe fost să rescrise de însuși Dumnezeu cele 10 porunci. Uh -huh, uh -huh. Și acum să treci la hârtie... Ci, să, cum să faci asta blasfemie da, da, da. Da. dar până la urmă să tot felul de obiecții de asta de genul, păi ce e asta, mă, scrii cu penița, păi în loc să cioplești. Da. E fix ca acum cum zicem, cu dai cu degetul pe tabletă, da. ce e asta? Nu da, nu da, rămâne da, da, nimic. Copiii care începeau să scrie pe hârtie, erau uh, cum să zic, erau comentați, erau criticați că o să-și distrugă viața și așa mai departe. Dar până la urmă în 1746 dinainte de, 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 de Mircea, Mircea. Uh, de, Mir din fosta Grecia antică uh, cum a apărut toată treaba asta? S-a schimbat plăcuța. S-au schimbat plăcuțele de, -n de, -n de, de plăcuțele și s-a înlocuit cu hârtia. Oamenii scriau din ce în ce mai mult pe hârtie, până la un moment dat, când plictisit, Nikos din Alcmea, Nikos din Alcmeea, mm. a plictisit de a tot transcrie și. Tot, a scrie. Deci în greceantică? Da. Dar, mă rog, el era din greceantică, dar stat, stătea în Japonia. Japon. Mm. Din Din Alcmea. La un moment dat, plictisit maxim de a tot transcrie și de a face sembe, semne și simboluri la un moment dat a îndoit o foaie. Asta este primul origami. Primul origami. Primul origami Și ce uh... reprezenta acea foaie îndoită? Acea foaie îndoită reprezenta uh... Uite că... O carte, ab... nu? Da, <laughs> da, cred hmm. Da, reprezenta uh... dualul, dualul, de fapt. Mm -hmm. Da, pentru că puteai să, înăuntru putea să fie ceva, și în afară putea să fie altceva. A fost prima, de fapt, acel prim origami reprezenta omul. Uh -huh. Cu coperta și cu ce și e cred înăuntru. că s-a dus Nicos la toată lumea și a zis, Uite, băi, ești nebun, e ca o da. balama și toată este, lumea era e uimită citat. de. Păi, da. exact. ești nebune ca da. o balama și toată lumea era nebunită pentru că nimeni nu se gândise la conceptul de a îndoi o da. faie pentru că o tabletă, o tabliță, nu aveai cum să o îndoi. Da, și de atunci odată cu chestia asta de îndoit o pagină, primul origami, care este mm. de fapt îndoit, o pagină îndoită, oamenii au înțeles și ideea, conceptul de a îndoi. Mm -hmm. Și că, pentru că lucrurile până atunci erau 99,9% pure. Da. Și au început să le îndoiască cu tot felul de chestii. Să îndoie, Sau, vinul, să să îndoie... îndoie vinul. Să îndoie vinul, mm să -hmm. multe, multe chestii. Țui ca să o facă mai... Să îndoie fierul, să facă fontă da. și... Da. Și de acolo industria și așa mai departe ce a urmat după toată treaba asta. Ok. Și după această primă îndoitură, mm -hmm. cum a continuat... Păi, pă, bineînțeles că imediat Nicos și-a făcut școala de origami, școala de îndoit hârtie, unde... Dar care a fost prima formă după această primă întoare? Asta, la asta a, voiam să de. zic, că discipolul lui Nicos Perteneu. Perteneu... Perteneu, tot Perteneu. cu nume grecești pentru Japonia. Da, antipenu. nu, este asta e, un nume, asta e un nume japonez. A, scuze. Este Perteneu. Perteneu? Perteneu. Așa, Perteneu, care era discipolul lui Nicos din Alcmea, a zis așa: Băi, ne-am ne plictisit de această îndoire simplă. Și deci, au îndoit... făcut o școală doar ca să le arate această da. simplă îndoire. <laughs> da. da. Ani, an. se făceau patru ani. Da. De deci, ce, așa? Și la un moment dat, Perteneu a îndoit foaia îndoită. Incredibil. Da. Andoito, o de, cum pe transversal? Față? da, wow. deci nu a făcut-o ca un evantai. A făcut, cum ar veni, un, din acel dreptunghi mare, a făcut unul mai mic, mai scurt. Incredibil. Da, și în momentul acela a revoluționat origamiul. Și s-au despărțit în două școli. Și s-au despărțit era școala veche. școala veche care <laughs> școala... zicea că nu se îndoie decât odată. Da. Și școala și lui școala lui Perteneu, cea nouă, că poți să îndoi de câte ori vrei tu. Uh -huh. Și au început oamenii să îndoie hârtia de atât de multe ori, încât până la un moment dat au ajuns la o limită. Și anume hârtia era foarte greu să o mai îndoi. Și atunci oamenii au... Dezvoltat această idee că totul e finit. Mm. Da. Până de acolo, atunci nu știau. Până atunci nu știau. Și atunci au apărut primele, primele idei de că de sfârșitul Lumii. De acolo au plecat, de la faptul că nu se mai putea îndoi o hârtie, o foaie prea mult. Și au zis, ah, clar trebuie să. Și Pământul ăsta, știi, va fi. Nu e infinit, se va sfârși la un moment dat. Cred că și cu îndoitul ape, vinului, și-au dat seama de chestia asta, da. poți să doi numai atât, că după aia devine apă. Da, mm. exact. Și apoi, din școala, din școala nouă a lui Perteneu... Asta pe la ce an era? Asta deja era pe la anul... 12 după Mirchea. După Mirchea. Deci da. a trăit 1712 ani pentru că în fix să <laughs> Așa trăiau oamenii trei atunci în da. Japonia. Da, Era da, mâng da. de la wasabi. Era o viață foarte lungă. Da. Da. Și la un moment dat oamenii au început după când hopa. Uh, sticla de mm -hmm. Au început să îndoaie pe mai, multe, pe mai multe forme, mai multe direcții Au început și pe diagonală Și, și ce... au început și pe diagonală, au început să facă tot felul de tehnici mm. Au ajuns chiar la, au făcut rățușcă, au făcut deci, coif Deci pe care a fost făcut prima reprezentare figurativă? Coif Coif, nu? Da Bine, prima a fost cort Cort, deci un deci, triunghi practic. Un triunghi, da Cort, după aia coif, după aia broscuță, rățușcă, greiere, Cocor. Da, cea mai complicată a fost caracatița. Wow. Da. Tu îți dai seama că în origami toate animalele, caracatiță, greiere, cicadă, uh, cocor, au fost făcute înainte avionului de hârtie? Da. Da. <laughs> Banalul avion de hârtie? Banalul avion de hârtie a fost. Uh, eu cred că, nu e scris nicăieri, dar cred că avionul a, a apărut, o avionul de, din origami a fost înainte de avionul. Zici tu, da. crezi, da. crezi că cineva din societatea vestică s-a uitat la japonezii antici și școala lui Perteneu, de Perteneu da. Da, școala și a furat nou... ideea asta de la origami? Da, pentru că ei ce au vrut prima dată să facă, ei au vrut să facă o rândunică. Mm. Și le-a ieșit un avion. Incredibil. Da. Dar am înțeles că după pă, acest, această epocă de aur a origamiului în care uh, a crescut foarte mult acest fenomen, a fost o decădere masivă, a fost un, un ah, declin, clar. a fost un eveniment. Poți să-mi povestești despre aceste Sigur, eveniment. este marea decădere de la 1526 După Mirchea? Du după Hristos asta. După Hristos, da Aha, uitate, Unde oamenii n-au mai făcut este anul în care nu s-a făcut niciun origami nu s-a făcut niciun coif, nu s-a făcut niciun Există, avion Există vreo Explic. au istorici vreo explicație da. este totul e corelată și cu epidemia de SARS -8, așa, care s-a întâmplat atunci și oamenii de la hârtie sau? Da, mm -hmm. da, este când în... boala hârtiei murdare. Boala hârtiei murdare. Nu mai aveai voie să lucrezi cu hârtie, pentru că știți cum știți cum s-a transmis atunci s-a transmis de la bucățile de hârtie infectate cu SARS-8 pe care le uh, foloseau copiii când se jucau cu uh, jointul sau ce? Nu, nu, nu ah, cu jointul, că îmi scuipau prin a, uh, tuburile a, de pix. Da. Și se Luau puțină hârtie care era infectată, scuipau în ceafa colegului din față. Așa și după aceea ăla lua Hârtia respectivă din ceafă, o băga și el în gură. Și, el în gură și așa s-a transmis. Și au murit 400 de milioane de oameni. 400 de milioane de oameni au murit atunci. Incredibil. Și după anul, anul viitor a trecut. Da, pentru că -au, nu s-a mai folosit hârtia un an de zile, și după aceea s-a. Care crezi că este marele secret? care a fost pierdut în arta origamului? Ce crezi că sunt niște teorii, despre anumite uh, designuri, anumite forme care au fost pierdute de, uh, de către uh, istorie. Da a, uh, există o civilizație care se spune se spune despre această civilizație a origamiștilor mm -hmm. uh, că au primit uh, aceste modele, aceste designuri de la extraterestri. <laughs> extra, extra terestri Și uh, erau prin aceste origami, de fapt, extraterestri voiau să ne ajute să construim o navă spațială din hârtie cu care să ajungem la ei în spațiu. Și ei cumva făceau aceste aceste origamiuri, dar la un moment dat au fost atacați de un trip de ronin care nu voiau să nu voiau ca această civilizație să plece și i-au masacrat. Pentru că sabia ta e hârtia. Da. Și da, dacă ar fi fost cineva cu pietre, n-ar fi. Pentru că și la rândul lor, cei cele civilizații origamiștilor au masacrat o civilizație de pietrari. Da, eu dau din cap aprobator, dar nu e deloc așa. Nu? <laughs> da. Dar da. Cum? Păi nu, nu e deloc așa, nu știu cum, dar sunt sigur că nu ha, e mă chiar șer, așa. Îmi cer scuze că mă intervin peste. că adică până acum am fost destul de exact și aici mi se pare că, se pare că un pic vine suntem cu teoriile astea o de teorie care nu, nu se bazează pe nimic. Adică care crezi că a fost informație. cel mai mare scandal din lumea origamiului? Uh, Cristina, nu, pardon, nu Cristina, cum o chemam? Mm, mai știu. Uh, Mizuki. Mizuki. Este legenda lui Mizuki. Uh, foarte ușor de cum Mizuki cu Cristina. <laughs> da, nu știu de ce am... Nu știu care e pastă, dar legenda lui Mizuki spune că la un moment dat uh, această Mizuki care se pricepea foarte bine la origami era curtată de foarte mulți, foarte mulți bărbați. Și ea nu-și dorea asta, dar tatăl ei, împăratul Mitsulaka, Mitsulaki, Bă, ce n-am, ce am, efectiv, nu, nu mai, nu am mai reținut cum și chestiile astea le știam cam palmă. Uh, deci împăratul Mitsulaki uh, tot voia să o, că, să o mărite pe fica sa, pe prințesa Mitsuki da, da. și uh, veneau toți, uh, tot felul de bărbați, să o... așa da, ea era pasionată de origami și la un moment dat a venit un uh, pretendent la uh, mâna ei și -a făcut, din, din a, a făcut un inel din origami. I-a făcut un inel din origami și ea s-a îndrăgostit uh, pe loc de acest bărbat. Uh, S-au căsătorit și, de fapt, ce s-a întâmplat, ăsta era din școala lui Nikos, școala wow, veche. Și făcuse wow, cumva, da, triste, și făcuse cumva, și încălcase pe tot ce știa și valor, valorifica în, în origami și anume îndoitul unei hârtie a patru și a făcut și a călcat pe treaba asta doar ca să o spele pe creier pe prințesa Mitsuki și prințesa Mitsuki care era foarte talentată pe un origami, unele dintre cele mai frumoase origami sunt ale prințesei Mitsuki, chiar în Japonia, în, în imediat acum pe, în Japonia pe dreapta e un muzeu al tuturor lucrărilor lui Mitsuki, dinainte de a mm -hmm. se căsători. Că după aceea, acest pretendent, Ronin, din școala veche a lui Nicos, de origami, a spălat-o pe creier și i-a spus să nu mai facă modelele astea. Și da. de atunci, toată viața, 36 de ani, cât a stat în căsătorie până că s-a sinucis, prințesa Mitsuki s-a sinucis și a făcut o spânzurătoare din origami, din hârtie și s-a... A ținut? N a ținut, dar s-a lovit foarte tare la deget și pe aia 8 ani mai târziu de la ea a murit. Deci dacă vreți să aflați mai multe despre origami mergeți la muzeul prima da. pe dreapta în Japonia și puteți să vedeți despre lucrări precum femeie călcând trufe cocostârc prinzând o broască da. șarpe sălbatic cu un pui de Lebădă Le în, în stomac. Uh, ridichile, Dichiele. care este o colecție de fapt, da. așa de mai multe ridic diferite, poi, sunt ule duble. Uh, ce mai lucruri mai sunt acolo? Mai este uh, Veioza din fața microfonului da. <laughs> este... Uh, mai este frigider plin cu uh, uh. bere timișoarana la pet da, uh. chitară neacordată lângă o cutie cu apă zen <laughs> uh. raftul cu uh, cărți da. de la editura Cotidianul. Plantă din plastic artificial de culoare verde într-un ghiveci. Um, și aceasta a fost istoria origamei. Da. Cu un cu da. mare drag. Da. Băi, știi ce s-a întâmplat? Te-am visat chiar ieri pe tine și pe Viorel. Nu mai ții minte visul? Că am uitat să-l notez. Că dacă nu-l uh -huh. notez după aia se... Dar Dispare ce... repede. Da. Ce țin minte? Că eram la o masă toți trei dezbrăcați la pieptul gol și jucam poker sau ceva asta, dar nu era nimic sexual și voi mă, viu mă certa pe nu știu ce chestii și tu cumva erai pe mă lasă-l în pace, nu știu ce. N-a fost nimic sexual, doar ciudat, așa că eram toți trei la pieptul gol. Ce mișto, mie mi-a adus aminte de o parte din visul de azi noapte care a fost atât de dubios. Am vizat-o pe soția mea care își punea foarte multe perechi de chiloți pe ea, își punea foarte multe perechi de chiloți care așa și, și tregea până sus și am întrebat-o de ce. Păi când port pantalonii ăștia să nu se facă camel toe. De asta, de asta și-a pus, și pus foarte mult, să nu se vadă forma, așa. Și îmi pun foarte mulți, mulți chiloți. Eu cred că i-am plictis destul de bine. Da. Aș vrea să-i lăsăm cu o rundă de căscat și după care să zicem noapte bună. Bine, mă gândeam că facem asta sau putem să facem și asta și cu călcatul, căscatul căscatul și putem să-i lăsăm cu o poezie de, de adormit, o poezie de leagă. Mult mai bine, atunci, hai dacă mai o poezie, te rog frumos. Au, acum o inventez, nu da, am, am deschis da, telefonul doar da, ca să... Mi s-a părut că... Ai nu, nu acum e, poezia este o poezie de adormit, se cheamă La custră, La custră de Constantin Bojoc. Eram în parc Stăteam pe o bancă, când cel de-al doilea fiu al meu vine și îmi spune. Tată, ce-i aia o barcă? O barcă? îl întreb mirat. Da, tată, ce-i aia o barcă? Să-i spun eu oare ce-i aia o barcă, să-l mint, să-i spun adevărul, să-l amăgesc, să-l trezesc, să-l, să-i spun ce contează, să-i spun că viața e grea, că viața e un ciclu. Ce e aia o barcă? Iau panica telefonul, deschid Dex online, scriu barca acolo, îmi dă un răspuns, dar vreau eu ăla să-i fie răspunsul până la urmă? Ei zic, nu știu, tată. Nu știu ce e aia o barcă. A fost un poem de Constantin Bojoc <laughs> și dacă nu ați adormit pe acest poem superb, ne pare rău. Noapte bună. Ah.